După 30 de ani n-am mai fost, nu. Am mai fost la, am jucat și actorul meci amical cu Dinamo, era pe vremea Rednic. Nu mi-aduc aminte să mai fi fost. Poate să mai fi trecut odată când eram antrenor în Italia, dar nu cred. Pentru că nu mi-am dat seama că nu cunosc nici măcar intrarea, s-au schimbat niște lucruri pe acolo. Mă bucur pentru Dinamo și pentru rezultat, pentru că era într-un moment foarte greu. Aveau absolută nevoie de victorie, au avut și șansă. Singur e păcat de stadionul acesta, că nu mai e un stadion de fotbal. N-am înțeles ce s-a întâmplat și de ce n-au renunțat niște orgolii pentru a construi un stadion de fotbal așa cum trebuie, așa cum merita Dinamo, așa cum merita și Steaua. Și Steaua poftim. Da, se pare că nu se face și e foarte greu să cadă condițiile astea. De la distanța la care sunt spectatorii, e greu să distingi ceea ce se întâmplă pe teren și e greu să simți plăcerea de a participa la un joc de fotbal. Domnul, ce să fac comentarul după vița dumneavoastră la fetele? Nu vreau să discut despre asta. Au comentat niște oameni care abar n-aveau ce înseamnă să faci performanță în fotbal și să ajungi la un anumit nivel în care nu mai contează nimic partipiu pentru una sau alta din echipe. O faci din atunci din când ți se cere și când te roagă cineva să spui câteva cuvinte. Eu știu ce a însemnat pentru noi la campionatul mondial când Vogel, un antrenor pe vremea aceea, cred că avea vreo 75-76 de ani, venit pe lângă echipă cu experiența lui să ajute. Nu spunea mare lucru, dar două, trei cuvinte spuse înaintea unui meci important, cum a fost cel cu Brazilia, a semnat pentru noi foarte mult. Pentru că fiecare jucător cunoaște exact istoria unui antrenor de succes și impresionează și ajută, cred eu, foarte mult. Așa că oricine mi-ar fi cerut ajutor, am făcut-o și când eram jucător și când călătoream dintr-un oraș în altul pentru a vorbi cu jucătorii mei. Mă fac și așa acum, fără niciun fel de interes, dacă aș putea să ajut pe Steaua să iasă din situația în care este moment de față, aș face-o cu tot sufletul și cu toată participa. La fel cum aș face și pentru Dinamo sau pentru oricare altă echipă care ne-a reprezentat în fotbalul internațional. Nu știu de cum. Încerc să-mi dau seama cât de dor îmi este.